Nativii vărsător și cei care au ascendentul în vărsător. Săptămâna 2 septembrie, 8 septembrie, va aduce o lună nouă în fecioară, în data de 2 septembrie, pe teritoriul casei a 8-a. Deci este o săptămână foarte bună în a vă investi banii, pentru că luna nouă în fecioară vă dă start la noi idei, la noi modalități de a vă investi banii. În data de 5 septembrie, planeta Marte intră în rac. Ea se așează pe teritoriul casei a 6-a, unde este locul de muncă, unde avem relația cu șeful nostru, cu colegii noștri. Să știți că nu o să mai fiți atât de incisivi. Marte a plecat din Gemeni și intră în rac. Veți fi mult mai empatici, vă veți înțelege mult mai bine cu colegii și cumva veți înțelege de ce anumite reacții ale lor, care au fost poate în perioada în care Marte s-a aflat în Gemeni, de ce au reacționat în acel mod, ce anume i-a determinat. Și sunt convinsă că începând din această săptămână vă veți împăca, vă veți așeza într-un alt mod în relația cu colegii și cu șeful dumneavoastră. Nu uitați și de așezarea planetei Venus în balanță pe teritoriul casei a noua. Aveți chef de călătorii, chef de vacanță, chef de a pleca într-o vacanță a viselor dumneavoastră, pentru că planeta Venus, care este și planeta plăcerilor, se simte foarte bine în balanță și ea vă va aduce acest noroc de a călători acolo unde vă doriți.